în formarea unui om, a unui muzician, sunt importante anumite întâlniri în desfășurarea din prima perioadă a vieții, a devenirii lui ca muzician. Și pentru mine una din marile șanse a fost să-l am din primul an profesor la clasa de ansamblu coral și dirijat cor pe maestru Marin Constantin. Se alătură marilor nume de care am avut parte, nu pot să-i numesc pe toți, dar Anselm Honigberger la Brașov sau mai târziu Ștefan Niculescu, Constantin Bugeanu, Constantin Silvestri, Sergiu Celibidache. Ei bine, maestrul Marin Constantin, după primele săptămâni sau luni, cel mult de curs de dirijat, noțiuni de dirijat și de ansamblu coral, mi-a spus: Horia, tu să faci dirijat cor sau orchestră, dar tu să faci dirijat. Venisem la conservatorul din București cu gândul de a studia compoziția, ceea ce s-a și întâmplat. Am fost student la clasa maestrului Ștefan Niculescu, dar timpul a dovedit că ceea ce spusese maestrul Marin Constantin la câteva săptămâni, luni, cel mult, de la primele cursuri, timpul a dovedit că are dreptate dumnealui și am devenit dirijor. Pedagogul Marin Constantin. Da, o intuiție formidabilă și de la bun început felul în care ne învăța să judecăm muzica, să legăm muzica de cuvânt, să legăm gestul de colectivul în fața căruia ne aflăm, au fost mari lecții, poate la început, în primele săptămâni, prea cruz fiind, nu ne-am dat seama, dar cu timpul lucrurile acestea au prins contur clar și acolo unde a fost cazul, ele au devenit repere importante în formarea muzicienilor. Iar dacă pentru marea majoritate sosirea lui Celibidache la București, cred că în 78, repetițiile extraordinare ale lui Celibidache cu Filarmonica din București, repetiții ce au fermecat pe bună dreptate pe toată lumea, și concertele au fost evenimentele de care și acum ne aducem aminte, repetițiile erau parcă și mai interesante prin ceea ce spunea, ceea ce realiza, așa de simplu, de eficient și de adânc și de plin de substanță din ceea ce spunea Celibidache și realiza el în repetiții. Nu la fel de mare a fost surpriza pentru cei care au lucrat sau madrigaliștii înșiși, pentru că exact aceleași principii, și este firesc, le avea, le gândea, le aplica muzicianul de același calibru, maestrul Marin Constantin. Marile spirite se întâlnesc. Așa este. Și cred că în istoria turneelor, soliștilor și ansamblurilor românești peste hotare, poate că este singurul care de fiecare dată a avut pe bună dreptate cronici extraordinare. Iar acest spirit deosebit, ceea ce înseamnă fenomenul Marin Constantin, a dat roade, a impus o școală, a dus renumele nostru bun peste tot pe unde a concertat, și dacă peste mai mulți ani s-a întâmplat ca în sfârșit să ne întâlnim împreună pe scenă, sigur că a fost o mare bucurie și onoare pentru mine că a fost student al maestrului, și colaborarea virtuozilor din București cu Madrigalul, virtuozii fiind în momentul primului contact un ansamblu care și el s-a impus pe bună dreptate în viața muzicală a Bucureștiului ca o orchestră de cameră axată în principal pe repertoriu clasic. A fost interesantă întâlnirea tocmai pe această falie a repertoriului clasic, știind că paleta Madrigalului se axa în principal, dar nu exclusiv, bineînțeles, pe repertoriul vechi, pe repertoriul renascentist, pe repertoriul baroc, pe repertoriul modern, mai rar pe repertoriul clasic, unde este vorba de un alt fel de a gândi, un alt fel de a articula. Vorbesc de specificitățile stilistice. Mai ales în plan vocal. Ceea ce nu a fost o problemă, pentru că acestea nu erau secrete pentru maestrul Marin Constantin. Și de aceea realizarea acelui concert din cadrul Festivalului Enescu din 91,
care, iată, a apărut pe un compact disc, a fost o întâlnire în care repede lucrurile s-au limpezit, s-au omogenizat și planurile au continuat să existe între noi. Timpul și condițiile nu au reușit să facă până acum să împlinim și alte proiecte, dar timpul nu este pierdut. Mulțumesc foarte mult! Eu vreau să-i urez maestrului Marin Constantin în continuare aceeași prospețime, pentru că aparițiile dumnealui și acum sunt aceleași, aceeași încărcătură emoțională, aceeași forță și limpezime ca la primele apariții ale Madrigalului în anii 60. Îi mulțumesc pentru tot ce am învățat de la dumnealui și această întâlnire cu primul dirijor din perioada mea de învățăcel a fost foarte importantă, pentru că altminter am înțeles mai departe, mai repede și mai bine ceea ce m-a învățat alți profesori, Constantin Bugeanu, Hans Varovski sau Sergiu Cerbidache. Startul, pornirea, era de la maestrul Marin Constantin. Îi mulțumesc acum foarte mult!